coloane oficiale, escortă, treburi, socotelile. Bună seara și bine v-am găsit din nou la emisiunea noastră. Gazdele noastre, ca și până acum, sunt doar eu. Așa că fiți pe fază, urmează să fac un nou vlog cu primele impresii pe care o să mi le lase Bad Boys 2. Mergem să vedem filmul Bad Boys 3, scuză. Filmul Bad Boys 3. O să mergem să vedem a treia producție și o să vă țin la curent cu primele impresii fresh odată cu ieșirea din sala de cinema. Suntem în Paris, mergem în arrondismentul 12, în Paris Bercy, la un cinematograf. E prima dată când merg acolo și o să trag cadre și de acolo să vedeți ce și cum și îmi ziceți voi în comentarii dacă v-a plăcut sau dacă ați fost sau dacă ați văzut filmul, ce părere ați avut. Sunt fan foarte mare Bad Boys. M-au chemat și pe mine la filmări acum la al treilea sezon, dar eram ocupat cu vlogul și a trebuit să-i refuz. Așa că țineți aproape, urmează să fac un nou vlog care o să fie lansat și o să conțină povestea din spatele clipului Amanta Perfectă. Foarte interesantă povestea respectivă. Am văzut că vă plac mult detaliile astea din spatele muzicii. Bineînțeles, ne apropiem de Paris Centru pentru că suntem aproape de centrul Parisului. Aici unde mergem noi, mai avem exact un kilometru. Și aglomerația tipic pariziană din orice moment al zilei. Că e zi, că e seară, că e 8, că e 7 dimineața, că e 3 după masa, e la fel. Aglomerație cât cuprinde. Așa că mergem și noi așa încet toți. Exact opus stilului meu de condus. La volan sunt extrem de precis și de agresiv. Asta pentru cei care m-au văzut vreodată în trafic sau cei care mă cunosc. Aici tarife pentru parcare. Am intrat și în parcarea de la Bercy și suntem în căutarea unui loc de parcare. Bineînțeles, fiind aglomerat Parisul, e destul de complicat, dar găsim un loc de parcare să putem urca la băieții răi 3. Interesante locuri de parcare, dacă pot să le filmez să vadă lumea cât de... Hai cum o freacă antena pe aici pe sus. Unul lângă altul zici că să... Sarmale. Zici că scai din aia de, de la curse, ce le dă startul, știi? Loc de parcare, dar cu mașinuța asta micuță a mea, complicat pe aici. Așa. Nu știu unde găsesc un loc de parcare. Și uite că l-am și găsit, dar nu găsesc că un plasement rezervé. La 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 la. Ah, uite, aici. Asta a stat. Și am ajuns la Bercy, Bad Boys 3. Trebuie să vă arăt lucru foarte mișto la mașina asta. Hai, asta place mie cel mai mult la mașina asta, televizoarele în tetiere. Pot să văd pe ecran sau se poate vedea pe ecranul din spate tot ceea ce dau eu pe în față. Și am conexiune la internet. Pot să-i dau pe YouTube sau orice altceva îmi doresc eu de aici. Așa că asta îmi place la mașinuța mea, că i-am făcut un upgrade din asta foarte interesant. Încă un lucru foarte interesant pe care vreau să vi-l arăt la mașina mea. Am pornire din telecomandă. Am și pornire de pe telefon prin cartelă pentru că e conectată la internet. Dar asta e foarte mișto iarna, dacă e frig afară sau vara, dacă e cald, dai drumul la climă. Închidem și go, go, gadget! Am plecat spre cinema. Puteai coborâ și pe rulante. Am ajuns și la cinema, aici e lista de filme din care putem să alegem. Sunt o grămadă de filme, noi o să mergem la Bad Boys 3. Bun, ai două posibilități să-ți cumperi bilete, ori stai la coadă. Nu înțeleg motivul, ori plătești direct la borna asta, plătești cu carte. Selectez filmul, ora la care vrei să-l vezi. Bun, carte bancară, normal, cât suntem? 4, da? 1, 2, 3, 4. Așteptăm. Asta la 23. Am terminat și cu achiziția biletelor, 4 bilete. Pentru mine, iubita mea și soția lui Rau și Rau.
viitoarea mea soție, că ea, dacă zic că e soția mea, face figuri, că zice că n-am luat-o încă de nevastă. Dar trebuie să fie vrednică, să treacă testele. Vreau popcorn și cola. De mult n-am mai fost la un film la un cinema, chiar îmi doream. Și Bad Boys 3 ziceam, bă, ce mișto ar fi să merge să vedem. Așteptăm să-i cumpărăm popcorn și chestii. Foarte frumos și mare cinemaul acesta, dar nu au nici măcar nachos, alune, chestii. Au popcorn înghețată și cam atât. Am luat și de aleguri pentru film și merge. Șmecher cinemaul ăsta din Paris, de la Bercy. O să stai să bei cafea, să servești ceva de mâncare. Ești filmat, ești filat, ești vlogat. Gata, acum îți fac intro pentru următorul vlog. Vloggerul lumea este vlogger. Wow. Câtă lume aici. Primele impresii din sala de cinema, foarte, foarte șmecher. Filmul vă recomand, Bad Boys 3. Bad Boys for life, baby! What you gonna do when they come for? Bad Boys for life. Bine v-am găsit din nou la vlog, am venit aici cu Raul la o terasă să vorbim despre Bad Boys 3. După părerea mea, sfârșitul a fost cam tras de păr, dar interesat oricum ca și poveste. Așa că merită să-l vezi, nu o să vă dau prea multe inside-uri, doar că da, chiar merită, are și acțiune, are și o poveste așa din trecutul lui Mike și o grămadă de chestii interesante. Urmăriți-l! Adevărat, 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 adevărat. Auzi, vreau și o chestie asta. Nu mai este așa de foarte multe efecte speciale și nu au credibilitate. Și la zici, bă, eu de obicei când mă la un film, îmi imaginez, bă, dacă s-ar fi putut întâmpla faza aia. Și de obicei sunt foarte de departe. Eu am văzut 200 de idei cu salutătorii și... Da, de obicei. Nu știu dacă 200 de idei, dar... Da, le se pare banal să facă o acțiune. Da, e foarte greu. Și e foarte greu. Eu luat-o Ian Mask aici. Foarte interesantă chestia asta cu filmele din ultima vreme. Parcă înainte erau mai simple filmele, dar totuși se ținau mai în priză, mai atent la filmele. Ideea e că nu e nimic nou. Doar filmul filmat nou și sunt chestii amuzante, așa ca o comedie de acțiune foarte de la jumătate. Oricum, treaba e că o să filmăm un vlog nou zilele astea. Ați fost un vlog eu cu Raul și un vlog pe care o să-l postez cu povestea din spatele clipului Amanta Perfectă. Foarte smeșteră povestea și adevărată totodată. Cei care n-ați ascultat Amanta Perfectă o găsiți pe YouTube, Martian Oficial Amanta Perfectă, și dacă ascultați vesturile, o să vi le și descriu, pentru că tot ce scrie acolo este 100% descris realitate din viața mea. Am văzut și filmul ăsta, Bad Boys 3, foarte drăguț, să știți că merită să mergeți să-l vedeți. Nu pot să vă dau prea multe detalii, că n-are rost, dar chiar recomand, adică așa într-o seară în care n-ai ce face, merită să le răsplătești munca asta de la producție și să mergi să plătești biletul la Bad Boys 3. În altă ordine de idei, referitor la toate comentariile pe care le-am văzut în secțiunea de comentarii de pe YouTube, o grămadă de lume mă susține, o altă grămadă o dă cu mine în alte alea. Ideea e că, bă, nu mă cunoașteți și dacă fac niște vloguri și vorbesc despre niște aspecte din viața mea, nu încerc nici să le umflu, nici să par ce nu sunt, dar în orice caz nu o să mă dezvălui niciodată pe YouTube exact cum sunt eu. Sunt mult mai mult decât arăt, sunt mult mai mult decât spun, pentru că pe YouTube e așa o chestie de amuzament, e o chestie de catering în mare parte și să zici niște lucruri așa, într-o oarecare limită de bun simț. Așa că să nu credeți voi că dacă m-ați văzut pe YouTube, îți omor de acolo și mă puteți lua pe stradă de ureche ca pe Abi. Lucrurile astea nu sunt chiar așa. Dacă tot ziceam de Abi și de chestia asta, nici n-are rost să zic de scandalul ăsta, că toată lumea a vorbit despre ele, o mare porcărie și o mare măgărie. Alex Velea și
artiști ăștia consacrați care au ani în spate cu muzică, producție, videoclipuri, radio și așa mai departe, mainstream, nu se poate niciodată să fie detronați de copii de ăștia sau orice artist fără experiența lor. Adică așa de vorbit, toată lumea vorbește. Și în cazul meu cu mașina furată, am dat un interviu la atelierul de detailing, o grămadă de ăștia care își dau cu părerea că și cum aș timpul la mea ce am făcut eu sau de ce am luat mașina, că-s bombardier. Dar că ce înseamnă în primul rând bombardier? Sunt mult mai mult decât m-ați deschis fiecare acolo, oricum, în toate sensurile, și alea bune și alea rele. Dar oricum, ideea nu să îmi fac eu reclamă neapărat prin chestia asta. Ideea e să povestesc niște experiențe personale, poate unii pot să învețe ceva din ele, alții să se ferească de anumite situații, dar în niciun caz să mă apuc eu să fac mare, mare tam-tam pe YouTube, că cine mi-s eu. Cine mă cunoaște, mă cunoaște. Cam despre asta e vorba. Multă lume mă întreabă în comentarii cu ce mă ocup. Am mai multe afaceri. În Franța sunt asociat cu niște evrei într-un domeniu mai complex, care cuprinde și construcții și dezvoltarea de canalizări și tot felul de intervenții de astea rapide. Fac multe lucruri. În România am o firmă de închiriere auto pe care acum, de o perioadă, o țin cu activitate zero. O să o repornesc chiar și când o să am mai mult timp să stau în țară, pentru că între timp am niște planuri pe altă parte cu imobiliarele, aștept întăbularea pentru un teren, vreau să construiesc un bloc, am foarte multe lucruri de care mă ocup. Am și o firmă de intermediere vânzări, domeniul ăsta cu animale de companie, căței, pisici și așa mai departe. Nu o să le fac reclamă, că nu mă interesează să-mi vină din chestia asta bani, că nu fac eu reclamă pe YouTube. Eu, pe mine ce mă interesează, făcând vloguri, e ca lumea să audă de muzica mea, dar totuși, spre dezamăgirea mea, toată lumea e curioasă de poveștile mele, în loc să fie curioasă de piesele mele, care în sinea lor sunt făcute din experiențe personale, scrise din chestii pe care le-am trăit și le-am concentrat în niște versuri, le-am pus un suport audio ca să-ți ajungă mai bine la creier, la ureche, să înțelegi mai bine ideea, dar na, lumea e obișnuită de restul internetului, cu vloguri, cu chestii din astea. Altă lume m-a întrebat ce am făcut Alexandre după ce m-a denunțat la poliție. O să fac un vlog și despre asta. O să fac pe etape vloguri care consider eu că sunt necesare sau detalii, care consider eu că sunt detalii importante sau de povestit din viața mea, în limita bunului simț. Pentru că nu o să dau foarte multe detalii. Cum am zis mai devreme, sunt mult mai rău decât par și sunt mult mai bun decât mă cunoaște lumea în general. Așa că de aici înțelegi ce vreți.